Ieri, 1 august, a fost sărbătorită Ziua Națională Salvamont printr-o conferință de presă la care au participat vicepreședinții Consiliului Județean Mehedinți, Ramona Cupă și Ionică Negru, alături de directorul Direcției Geoparc Platoul Mehedinți, Cenușe Claudiu, și primarul Comunei Cireșu, Doru Țârlui, urmată de un exercițiu de simulare a unei intervenții de salvare în aria Geoparcului Platoul Mehedinți. 1 august este Ziua Națională Salvamont. N-a fost întâmplător aleasă pentru că este prima zi din cea mai solicitantă luna anului, zi în care salvatorii montani încearcă să conștientizeze publicul asupra riscurilor generate mai ales de neinformare. Ziua Națională Salvamont a fost marcată și în județul Mehedinți printr-o conferință de presă și un exercițiu de simulare a unei intervenții de salvare în aria Geoparcului Platoul Mehedinți. Ziua de 1 august, zi ce anunță una dintre cele mai pline luni, dacă nu cea mai plină lună din an, cu cele mai grave accidente din mediul montan. Cu toate acestea, noi ca și salvatori suntem pregătiți 24 de ore să intervenim. Ne pregătim în continuu, suntem alături de turiști și de persoanele care merg pe munte cu informații. În continuu suntem cu reamenajare de trasee noi. Ce pot să vă spun? Suntem o echipă proaspăt înființată. Suntem un județ care ia din ce în ce mai mare amploare din punct de vedere turistic, infrastructura a început să se dezvolte și e la un standard ridicat, ceea ce dezvoltă și turismul în zonă. În zona de munte nu sunt exagerat de multe de cazuri la noi ca și județ, dar cu toate acestea, așa cum vă spuneam, dotările sunt de ultimă generație și nu am făcut rabat de la absolut nimic. Cu sprijinul Consiliului Județean și a conducerii Consiliului Județean, am reușit anul acesta să ne afiliem la dispeceratul de căutare cu drone. Suntem dintre puține servicii din țară. Lipsa echipamentului, asumarea de obiective care depășesc propriile limite fizice, tehnice și psihice și neinformarea sunt câteva aspecte asupra cărora salvamontiștii mehedințeni au atras atenția de ziua lor. În anul 2022, Salvamont Mehedinți a avut 7 intervenții. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Serviciul public județean Salvamont Salvaspeo Mehedinți s-a dezvoltat armonios și s-a profesionalizat în ultimii ani printr-un efort susținut al specialiștilor de aici și cu sprijinul nemijlocit al Consiliului Județean Mehedinți. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a acordat o atenție deosebită infrastructurii rutiere, iar asta a atras cu sine și un număr mult mai mare de turiști în zona de nord a județului Mehedinți. Noi ne-am deplasat aici să fim alături de cei care susțin această activitate, cei care o coordonează. Astăzi fiind o sărbătoare națională numită Ziua Salvatorului Montan, venim să susținem pe toți cei care coordonează și care supraveghează această activitate și pe cei care o desfășoară. Așa cum spunea și dânsul, în ultimul timp turismul s-a dezvoltat, se simte și asta o simțim și noi. De la nivelul conducerii Consiliului Județean Mehedinți, după cum știți, domnul președinte și-a îndreptat atenția în ultimii ani către zona de munte și a încercat să dezvolte rețeaua de drumuri care simțim și noi că a adus din ce în ce mai mulți turiști. Prin vocea mea, domnul președinte, vrea să-i asigure de tot sprijinul dumnealui în continuare și oricând au nevoie de sprijin, noi le suntem aproape. Primarul Comunei Cireșu, Doru Țârlui, este un om implicat în comunitatea din care face parte. Acesta apreciază toată munca și efortul depus de cei de la Salvamont Mehedinți și este mândru de faptul că această instituție își are sediul în comuna sa. Mă bucur și apreciez efortul celor care sunt în echipa de Salvamont Mehedinți, pentru că sunt oameni destoinici, oameni muncitori. Îi apreciez. Vreau să spun că sunt mândru că această instituție este pe raza noastră și sper ca în continuare echipa de Salvamont să își facă datoria ca până acum. Te doresc pe la treabă și la mulți ani! După ce au fost discutate cele mai importante aspecte referitoare la activitatea Salvamont Mehedinți, a fost realizat un exercițiu de simulare a unei intervenții de salvare în aria Geoparcului Platoul Mehedinți. Alo, bună ziua! Cu ce vă putem ajuta? Salvamont Mehedinți. Zeci și doi.
în zona Cireșului, mai precis la Gordei. Aici cu salvarea are nevoie, o să imobilizăm piciorul cu apelă pneumatică și vă așteptăm să se imobilizează piciorul. Pentru a nu ajunge în astfel de situații, turiștii trebuie să se informeze temeinic asupra traseelor ce vor fi parcurse, să aleagă trasee potrivite pentru pregătirea lor fizică, să țină cont de condițiile meteo, să se asigure că au bateria telefonului încărcată, o trusă minimă de prim ajutor și o lanternă în rucsac. Desigur, ei nu trebuie să uite de echipamentul specific zonei în care vor ajunge. Serviciul Salvamont din cadrul Direcției Geoparc Platoul Mehedinți s-a dezvoltat în ultimii ani prin profesionalizarea lucrătorilor, prin dotarea cu echipamente care să sprijine și să faciliteze intervenția salvamontiștilor pentru salvarea turiștilor aflați în dificultate, acțiuni susținute de Consiliul Județean Mehedinți.